Salut! Eu sunt Alex Conu și scriu pe jurnalcosmic.ro, care este un blog de astronomie pe înțelesul tuturor. Fundația Nadia Comăneci organizează o serie de cursuri pentru copii în cadrul unui proiect ce se cheamă Mini-Me. Eu acolo o să țin un curs de astronomie, evident pentru copii. Acum o săptămână jumătate am ținut o lecție deschisă în cadrul acestui proiect în care le-am arătat copiilor cum se poate face o cometă cu materiale pe care le găsim în orice gospodărie, aproximativ. După ce am postat anunțul ăsta pe net, am primit o grămadă de mesaje, e-mail-uri și așa mai departe, în care lumea voia să vadă cum se întâmplă crearea unei comete în bucătăria proprie, fără ca ei să fie copii și să participe la respectivul curs. Așa că am zis să fac materialul ăsta video, ca tot să vedeți cum se poate face o cometă. O să vedem mai întâi ce sunt cometele. Undeva la marginea sistemului solar, dincolo de orbita lui Pluto, există un nor de corpuri cerești, de mici dimensiuni în general, nu știu, cam la un kilometru jumătate, între un kilometru jumătate și 3 km majoritatea, care orbitează în jurul Soarelui. Din când în când, corpurile astea, fiind influențate de diverse fenomene din Univers, pleacă spre centrul sistemului solar și se apropie de Soare, evident. Apropiindu-se de Soare, ele se încălzesc, se topesc la propriu, pentru că sunt formate din gheață și în urma lor apare celebra coadă a cometelor, ceea ce le-a dat și numele lor de stele cu coadă. Să trecem la treabă. Pentru a fabrica o cometă avem nevoie, în primul rând, de apă. Cometele au destul de multă gheață în componența lor, gheață din apă, deci apă înghețată, nu gheață de alte feluri. Așa că mai întâi o să turnăm niște apă aici. Evident, cometele sunt alcătuite și din piatră, să spunem, din roci, din pământuri, așa că pentru a simula asta o să punem niște pământ de flori în bolul nostru de salată. Un pământ mărunțit destul de bine ca să se amestece mai frumos la final și să avem o cometă drăguță. O punem pe tot. Ok. În constituția cometelor intră și elemente mai puțin plăcute pentru om, cum ar fi amoniacul. Iar pentru asta o să adăugăm în mixtura noastră niște detergent pentru podele, care este un bun replicator al amoniacului. Cred că ajunge. Asta o să-i dea și un miros caracteristic cometei, pentru că, vă spun, cometele nu miros foarte plăcut. Cometele miros, în general, a amoniac, ceea ce nu ne place foarte mult. Dar cometele au în constituția lor și elemente plăcute, elemente organice, să zicem, au carbohidrați, de exemplu. Pentru a simula asta, o să adăugăm un sirop de ciocolată, un topping de ciocolată. Evident, nu trebuie să înțelegem că pe comete există chiar sirop de ciocolată sau ciocolată în stare pură. Ar fi plăcut, într-adevăr, dar nu se întâmplă asta. Sunt doar niște elemente organice destul de bazice. Și acum trebuie să amestecăm tot ce am pus aici. Ok, le amestecăm bine, ca să omogenizăm compoziția. Facem un aluat. Bun. Da, cred că e suficient cu amestecatul. Trebuie să trecem la partea cea mai interesantă, adică trebuie să înghețăm cometa, pentru că universul e frig. Este. Ok. Trebuie să adăugăm gheață carbonică ca să înghețăm cometa noastră. Gheața carbonică e pur și simplu dioxid de carbon înghețat, undeva la vreo minus 80 de grade Celsius. Dar gheața asta carbonică vine în niște granule destul de mari, care trebuie mărunțite un pic. Așa că o să le băgăm într-o pungă și o să le mărunțim cu un ciocan de cauciuc. Gheața odată mărunțită, o turnăm peste amestecul de mai înainte și o să se facă o reacție frumoasă, așa ca la vrăjitori. Ok. Și aici nu se întâmplă nimic altceva decât aerul se condensează. Practic facem nori. Închidem bine capătul și așteptăm ca mândrețea noastră de cometă să se înghețe. Asta e partea mai puțin plăcută din punct de vedere estetic. Pentru că ce aici într-un fel fierbe, chiar dacă e foarte frig.
o curățăm puțin ca să fie mai prezentabilă. Cometa noastră s-a înghețat. Și arată cam așa. Cometele nu sunt niște obiecte sferice. Ele au cele mai diverse forme pe care le puteți întâlni. Au forme de arahidă, de alună sau mai știu eu ce. Nu sunt niște biluțe care se plimbă prin univers. Și după cum vedeți, sunt niște obiecte murdare. Cometele putem să spunem că sunt niște bulgări de zăpadă murdară. Pentru că, ziceam, că au pământuri în constituția lor, pe lângă gheața respectivă. Ce e foarte interesant de observat, că acest model de cometă se comportă foarte, foarte asemănător cu o cometă reală. Vedeți cum din ea, sper că să văd jeturile astea, ies niște jeturi de gaz. La fel și cometele adevărate, când se plimbă în jurul Soarelui, ele se încălzesc și de la încălzire, prin orificiile din suprafața lor, gaze din interior țâșnesc în afară și se formează coama și mai apoi coada. Deci, practic, noi acum, dacă plimbăm pietroiul ăsta, avem în urma lui o coadă foarte, foarte mică. Gazul ăsta este identic și la fel vizual ca coada unei comete. Avem chiar și un crater mare în cometa noastră aici. Cometa noastră e găurită, probabil înainte. Așa arăta o cometă care înainte a suferit un impact cu un alt corp ceresc, care avea un crater destul de mare pe suprafața ei. Asta e cometa pe care am creat-o noi astăzi. Poate vi se pare o cometă de dimensiuni mici, dar vă spun că în univers există foarte multe comete fix de dimensiunea asta, nici mai mari, nici mai mici. Cometele nu sunt niște obiecte mari, chiar dacă atunci când le vedem pe cer ni se par că sunt imense. Nu, ele au nucleul cometar, deci practic ce am creat noi aici este un nucleu de cometă care va deveni luminos și va avea o coadă în spatele lui. Și pentru că, în general, cometele sunt denumite destul de frumos după numele descoperitorului sau așa, și cometa noastră bănesc trebuie să poarte un nume, așa că, în onoarea oamenilor care au muncit la ea, această cometă se cheamă cometa Conubaciu și o să o vedeți pe Jurnal Cosmic. Vă aștept să vizitați Jurnal Cosmic în fiecare zi, fiindcă cu siguranță veți găsi chestii care să vă intereseze acolo.